eu sunt singurul jucător în Europa care a jucat la cele toate trei stele. Adică Steaua lui Ceaușescu, înainte de 90, da. Steaua lui Păunescu și a lui Marcel Pușcaș 96-99 și Steaua lui Becali 2003-2005. Deci le-am prins pe toate la mine. Nu pot să spună cum a spus Talpan că n-am voie să spun că am jucat la Steaua, că m-a păcălit Becali. Păi zic, domnul Talpan, când aveai dumneata abonament la Rapid, că știți că a avut abonament la Rapid în Giulești până la o citită la rapidiști că este list, zic, eu am jucat la Steaua. Și dacă ziceți că m-a păcălit Becali, păi am jucat în 2003-2004 cu Liverpool. Ce scria? Liverpool, Steaua sau Steaua, Liverpool. Nu FCSB, Steaua. Perioada 96, dumneavoastră, da. Unde erați? Că nu v-am văzut. Ai avut un conflict de asta? Da, bine, o discuție din asta. Eu cred că ce se întâmplă din punct de vedere al imaginii la Clubul Sportiv al Armatei Steaua datorită faptului că nu există un comandant. Vivi, după părerea mea, are Talpan meritele lui. Are, dar își depășește atribuțiile, adică foarte se mult. Bagă unde... Dacă ajuns să spună că nu știe o pizza fotbal, că l-ar... Păi cum? Este incredibil. Cum să spună juristul clubului? O pizza din punct de vedere sportiv și a îndeplinit obiectivul. A terminat pe locul 2. Unul dintre cele două lucruri promovabile direct. Mă rog, n-a terminat. Încă mai... Păi nu, a terminat. A terminat. Deci nu mai poate fi ajuns. Deci termină pe locul 2. E... Juristul clubului sau departamentul juristului... Și cel care a luat echipa din Liga 4. Liga 4 și a promovat... Departamentul juridic al clubului nu și-a făcut treaba. Pentru că în 3 ani de zile n-a reușit să găsească o formă juridică ca acest club de tradiție să poată juca în Liga 1. Corect. Judecată corect. Da. Și atunci cum poți să vii tu la teren să cerți pe Oprița că nu știu ce a făcut când a câștigat cu Dinamo? Păi în sezonul regular și în primul meci din play-off i-a bătut pe Dinamo Oprița. Că au jucat acum și-au pierdut 3-0, bineînțeles că jucătorii n-aveau cum să mai fie capacitați. Dinamo joacă pentru un obiectiv, jucătorii de la Steaua... Știind că nu pot promova, de ce să se omoare. Dar, cum să spun, să vii tu, mă refer la Talpan, să spui, ar trebui să fiu comandantul clubului, ar trebui să fiu general. Da. Lasă pe alții să spună, să te aprecieze. Da. Sigur că fiecare are părere foarte bună despre el. Și da. Eu vreau să fiu antrenorul Barcelonei. Da, tocmai. Cam fiecare... este un lucru... Dar acum te întreb pe tine care zici că ai jucat la toate trei. Care e Steaua aia adevărat? Da. Steaua adevărată este cea care, așa spun eu, care este susținută de marea masă a suporterilor, care joacă în roș-albastru și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să joace în Ghencea, unde este casa. Adică FCSB, practic. Păi eu spun că, din punct de vedere sportiv, FCSB-ul este Steaua, pentru că nu și-a întrerupt activitatea. Din punct de vedere al actului de identitate, CSA Steaua este, pentru că se numește Steaua. Și am citit UEFA, nu intervine, că se spunea că, domne, din cauza UEFA-i n-a putut să mai rămână Steaua Armatei. Nu intervine în licențiere, ca să spunem așa. Deci UEFA nu interzice ca acele cluburi departamentale să evolueze în Liga 1, Liga Profesionistă. Da, legea noastră, legea 69 pe 2000, legea sportului, interzice acest lucru.